În cele ce urmează, voi trece la conferința de presă și ulterior să vă stau la discuție pentru întrebări. Astăzi, 28 februarie, este ziua protecției civile din România, dată la care regele Carol al II-lea semna în altul decret legal din 28 februarie 1930, publicat la 23 martie 1933, în Monitorul Oficial al României, ca regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene. Reamintesc pe această cale semnalele acustice de alarmare a populației în situații de urgență. Semnalul alarmă la dezastre se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. Semnalul prealarmă aeriană se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu o pauză de 12 secunde între ele. Semnalul alarmă aeriană se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele, iar semnalul încetare alarmei se compune din un sunet continuu de aceeași intensitate, cu o durată de 2 minute. Am lansat pentru perioada 12 martie 13 aprilie concursul anual de curățenie de primăvară, care se adresează tuturor romașcanilor și care a ajuns la cea de-a noua ediție. Romanul, curat și verde, este tema generică sub care se vor desfășura activitățile de ecologizare și de înfrumusețare a municipiului nostru. Competiția de curățenie va începe pe data de 12 martie, înscrierile urmând a se face doar în perioada 1 martie-12 martie 2018, mai multe amănunte urmând a fi transmise printr-un comunicat de presă și de asemenea regulamentul, cererea de înscriere și toate detaliile urmând a fi regăsite pe site-ul Primăriei Municipiului Roman. De asemenea, de mâine, 1 martie, va începe depunerea dosarelor pentru tichetele sociale, în care este beneficiar orice familie în care cel puțin o persoană este pensionar sau persoană cu handicap mediu, persoanele pensionare singure, persoanele singure încadrate în gradul de handicap mediu, care au domiciliu și reședința în municipiul Roman și care realizează venituri nete ce nu depășesc 700 de lei pe lună pe membru de familie. Dosarul cu actele dobilitoare se depune la sediul Direcției de Asistență Socială în perioada 1 martie 16 martie pentru persoane care doresc să beneficieze de aceste etichete sociale pentru prima tranșă, care se acordă după graficul stabilit în preajma sărbătorilor pascale. Așa cum bine știți cu toții, ne aflăm sub cod portocaliu de ger, iar în ultimele seri la depozitul Casa Speranței au fost cazate 7 persoane, dintre care 5 bărbați și 2 femei. În noaptea care a trecut s-au mai adăugat încă 2 persoane de sex masculin. Iar în ceea ce privește dezăpezirea și împrăștierea materialului antiderapant, acțiunea continuă. Am acționat atât ieri, azi noapte și azi dimineață, astfel încât pe străzile din municipiul Roman să se poată circula în condiții de siguranță. Avem în momentul de față stocuri de sare și, conform previziunilor meteorologilor, așteptăm și o încălzire a vremii care să ne scoată din această atenționare de cod portocaliu de ger. Așa cum am făcut cunoscut atât prin intermediul dumneavoastră, cât și prin alte mijloace de comunicare, încercăm de anul acesta să subvenționăm transportul public în comun. Astfel că ne dorim ca un număr cât mai mare de cetățeni să beneficieze de transportul public în comun, tocmai în ideea reducerii traficului în municipiul Roman și, desigur, să ne implicăm activ în obiectivele pe care le-am asumat în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Vreau să vă informez că pentru luna martie se vor elibera un număr de 122 de legitimații de călătorie subvenționate de Primăria Municipiului Roman pentru următoarele categorii de beneficiari: 2 șomeri,
două persoane beneficiare de ajutor social și care prestează ore de muncă în folosul comunității, 14 persoane persecutate sau deținute politic, 61 de pensionari și 43 de persoane cu handicap. Colegii de la compartimentul de organizare evenimente au finalizat programarea celor mai importante acțiuni care se vor desfășura sub genericul centenarului Unirii. Programul urmează a fi transmis și către dumneavoastră în perioada imediat următoare pentru a populariza toate aceste informații și de asemenea se va regăsi și pe site-ul Primăriei Municipiului Roman. Vreau să vă spun că doar acțiunile organizate de primărie depășesc un număr de 50 de astfel de evenimente. De asemenea, tot în această perioadă am finalizat proiectarea pentru amenajarea socului pentru stațiuia domnitorului Alexandru cel Bun. Urmează ca cel mai probabil de săptămâna viitoare, dacă vremea ne va permite, constructorul să înceapă lucrarea amenajării acestui soclu, astfel încât sperăm noi, dacă și cei de care efectuează turnarea în bronz a statuii vor fi gata, undeva pe la sfârșitul lunii martie să putem amplasa această statuie. În ceea ce privește stadiul lucrărilor de la sala de festivități, lucrurile evoluează în direcția pe care ne-o dorim, suntem în grafic. La sfârșitul acestei săptămâni vom turna șapa auto-nivelantă, după care, începând de săptămâna viitoare, vom monta mocheta și ulterior, până la primul eveniment pe care l-am propus să-l organizăm, festivalul Lucky Kids Dance, sala să fie finalizată și gata pentru a primi oaspeții, dar și pe cetățenii municipiului Roma și să ne putem întâi cu o sală de festivități modernă și așa cum merităm cu toți. În ultima perioadă am primit mai multe solicitări de la primarii din Asociația Roman Metropolitan în ceea ce privește o colaborare cu societatea municipal locată, cea care gestionează câinii fără stăpân. În perioada următoare vom lua în calcul cu astfel de colaborare. E foarte greu pentru aceste comune să își organizeze un serviciu propriu. Mai mult decât atât, zic eu că o parte din câinii fără stăpân care mai ajung pe raza municipiului Roman provin poate și din aceste comune și vom gândi un tarif pentru aceste comunități, astfel încât să suporte și ei o parte din ceea ce înseamnă capturarea câinilor fără stăpân de pe raza comunelor lor și aducerea lor la adăpostul din Roma. În momentul de față vreau să vă informez că în adăpost avem 67 de câini, dintre care 14 capturați în săptămâna care a trecut. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință și mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. Da, Gabi, nu? Haideți să vorbim despre ultima chestiune. Câte comune au solicitat? Care sunt acestea? În momentul de față sunt 5 comune cu care am purtat discuții, dar voi organiza o ședință la nivelul Asociației Roman Metropolitan. Există o obligație legală pentru ei, fie să-și amenajeze astfel de servicii în subordine, fie să încheie un contract de colaborare. Da. Am zis că nu, da. Noi nu prea știm să nu cu asociația asta. Adică, care este activitatea ei, ce comune sunt, e un pic așa, nu există niciun fel de comunicare pe segmentul ăsta. Poate vă gândiți ca pe viitor? Pe viitor, în funcție de ședințele pe care le vom face, vom emite și comunicate de presă cu privire la activitatea acestei asociații. Da, vă mulțumesc. Da, mai am eu... Care este principala nerealizare a mandatului dumneavoastră? Sunt mai multe.
ați prezentat ce ați făcut, da? În principiu, e clar că mi-aș fi dorit ca fondurile pe care să le avem la dispoziție să fie mai generoase. Din păcate, trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că trebuie să traversez la conducerea primăriei municipiului Roman printr-o perioadă foarte grea. Eu sper ca totuși, prin apariția acestor linii de finanțare, să deblocăm realizarea unor obiective de investiții importante și aici mă refer la Creșa Smerodava și la cinematograful Unirea. Cred eu că ne dorim cu toții să avem parte de un cinematograf modern și dacă vom reuși să accesăm acea finanțare europeană, o putem considera la categoria lucruri realizate. Dacă nu, va trebui să ne reorientăm spre identificarea unor surse de venit alternative. Vreau să vă mai întreb, câte din proiectele pe care le-ați finalizat în mandatul dumneavoastră sunt pornite de la zero, de către dumneavoastră, și câte sunt preluate de la domnul Leoran, adică finanțate și dumneavoastră doar executate? Mă refer la asfaltări, la ce ați prezentat? Pot spune că pietonalul este clar o lucrare care provine din trecut. Celelalte au fost începute în mandatul meu, dar gândirea a pornit dinainte. Și aici ne referim atât la sensul de girație poarta nord, putem să vorbim atât de rețeaua de canalizare și canalizare fluvială din cartierul Petru Rareș. Da, astea erau finanțate dinainte. Nu erau finanțate dinainte, s-au finanțat anul trecut din bugetul de anul trecut. Strada Eternității este un proiect de anul trecut, lucrările de asfaltare sunt de anul trecut. Proiectul pentru asfaltarea din Nicolae Gorcescu e de anul trecut. Bun, adică au fost idei, dar dumneavoastră ați reușit să le puneți pe asta. Le-am pus în practic, da? Sigur. E o atracție nouă, dar care s-a gândit și în trecut. Am înțeles. Domnule primar, câți bani câștigă dumneavoastră consilierii locali? Depinde de numărul de ședințe, da, la care cum se plătesc aceste ședințe? Se plătesc maxim 3 participări la ședințe, chiar dacă ei vin de mai multe ori la mai multe convocări, se plătesc maxim 3. Indemnizația este de 5% din indemnizația primară. Din indemnizația brută sau netă? Din brută. Și de acolo se scad. Se scad și lor contribuții. Și lor, bineînțeles, da. Deci ar fi undeva la 1.500 de lei pe lună, dacă prind... Cred că mai puțin ceva. Nu, brut, zic, 1.500 da, din care brut, se da. Scade... Da, da. Bun. Întrebări scurte și la obiect. Răspunsuri la care. Da, și mai am una. De ce apare pe site-ul primăriei la declarația de avere și de interese? Domnule Oren, e obligat să rămână acolo? Obligă legea? Se referă la anul 2016, pentru anul 2017 încă nu a trecut termenul. Și urmează când va fi termenul, undeva în deci anul 2016. Se referă la anul 2016 și e normal să apară. Și tot la capitolul ăsta, și asta este ultima întrebare, poate încercați să faceți site-ul unde există publicate salariile, da, în virtutea acelei legi a transparenței, da, să-l faceți mai accesibil, în sensul că să înțelegem și noi cine ce salarii au. Că nu prea, știți ce înțelegem? Inspector gradul 1, atâția bani. Bun. Dar cine este inspector gradul 1? Că eu n-am de unde să știu. Știți cum? La, de exemplu, la Spitalul Municipal de Urgență Român, avem pe fiecare secție, începând de la medicul de secție până la infirmier. Deci, dumneavoastră, probabil v-ați uitat pe acea... Chiar astăzi m-am uitat. Pe acea organigramă și pe momentul când am aprobat salariile conform noi, deci unitarea salarizării. Și ați văzut salariile conform acelei grile stabilite prin legea unitară. Însă, dacă veți merge la o altă secțiune, veți vedea salariile fiecarei persoane parte. Există așa ceva pe site, înseamnă că n-am verificat, eu bine am să caut. Mulțumesc. Încă o chestiune. La salariile astea, sunt salariile de bază sau venituri? Că... Sunt salariile de bază. Și care sunt veniturile? Toate. Aceleși. Nu diferă față de banii pe care îi primesc luna de mână. S-au eliminat sporurile, orele de noapte. Am înțeles. Gata, mulțumesc. Firma Chiațeta Imobiliare, din câte știm noi, a beneficiat de la bugetul local de o serie de facilități. Cum da, nu Piața Pieta se chema. Pieta, da, da, mă scuzați.
Cum se explică faptul că se află printre datornicii cu aproape 1 miliard de lei la bugetul local? I s-au ridicat aceste facilități? Da, nu mai beneficiază de, cred eu, vreo 3 ani nu mai beneficiază de astfel de facilități. Și cum vă gândiți că puteți recupera? Prin, fie prin somații de plată și ulterior oprirea pe conturi, sau dacă cumva intră în insolvență, prin biroul de recuperare a ASU. Dar ei nu au sediu la Iași? Ba da, se poate. Spuneți-ne, cât au costat utilitățile pentru centrele de permanență decontate din bugetul local, în condițiile în care se menține o adresabilitate destul de redusă, iar CPU este luat cu asalt, așa cum știm? Noi am încercat și chiar am discutat și chiar le-am transmis celor de la Spitalul Municipal de Urgență Roman să afișeze la loc vizibil în centrul de primire urgențe a locațiilor în care se află aceste centre de permanență, tocmai pentru a le promova. Cu fiecare ocazie pe care am avut-o și când a venit discuția, din nou am promovat aceste centre de permanență. Din păcate, este un sistem legislativ care nu ne avantajează spre transferul pacienților care nu necesită și nu reprezintă urgențe către centrele de permanență. Noi, în continuare, asigurăm toate utilitățile și toate condițiile necesare, astfel încât activitatea în cele două centre de permanență pe care Primăria Municipiului Roman le-a pus la dispoziție să se desfășoare în condiții normale, doar în ceea ce privește, să spunem, ca și locație. Toate celelalte trebuie să vă adresați către Direcția de Sănătate Publică, care trebuie să asigure materialele și toate celelalte medicamente pentru a le acorda. Anul trecut ați invitat la discuții și medicii de familie, tocmai pe ideea aceasta a eficientizării. Anul acesta n-ați mai avut discuții cu medicii de familie. Ați văzut că anul trecut au venit numai 5 medici de familie. Nu a fost un interes din partea lor. Noi însă am comunicat prin canalele noastre și încercăm să promovăm pe cât posibil la activitatea centrelor de permanență. Este vorba numai de promovat, pentru că dacă nu vor avea o minimă dotare, nu veți contribui la o minimă dotare. Vă spuneam că nu, legislația nu ne ajută din punctul ăsta de vedere. Vreau să-mi vorbiți un pic despre proiectul de reducere a cheltuielilor pe care vi l-ați propus, acela cu 10%, și cu referire specială la ceea ce ați ridicat destul de recent pe SEAP. E vorba de pachetul de fomituri de birou, 76.000 lei pachetul, dacă am înțeles eu bine? Da, aici se referă la un pachet general, nu este neapărat necesar să se consume tot acel pachet. Se încadrează în reducerea cu 10% pe care ne-am asumat. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Ați spus că astăzi se știe că azi e ziua protecției civile. Câte posturi civile sunt în Roman în momentul ăsta? Nu am această informație, mă voi informa și vă voi comunica. Deci nu puteți să-mi spuneți nici care e capacitatea lor. Adică știm ce semnale sunt și că vine bomba, dar unde să fugim, nu avem idee. Din păcate, oricum, ar fi nu acoperă un număr necesar pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în caz de o calamitate sau un... Deci nu ne puteți spune nici dacă au fost verificate recent? Sau ele au fost verificate, chiar la sfârșitul anului trecut am avut și un control. Nu am informația exactă și nu prefer să vă dau. Vă comunic ulterior. Ați mai vorbit de concursul acela de înfrumusețarea Romanului sau... Romanul curat și verde, e vorba curățenia de primăvară. Ok, mulțumesc. Se adresează numai persoanelor fizice și... Se adresează asociațiilor de proprietari, persoanelor juridice și persoanelor fizice. Vor fi trei categorii de persoane care se adresează și de asemenea cu trei categorii de premii pentru fiecare. Doar premii, nu și penalități? Adică mă gândesc pentru că există firme, v-am adus în discuție la alte conferințe de presă, locuri în care sunt gunoaie aruncate de instituții. Da, acolo unde este cazul, prin cei de la poliția locală putem aplica amenzi. Bun, mulțumesc. Altă chestie, mi s-a adus la cunoștință de starea jalnică a treptelor de la complexul favorit, de la standuri, care a devenit deja un pericol public.
Și am înțeles că există oameni care v-au trimis sesizări, atât pe Facebook, prin mesagerie privată, cât și pe pagina de Facebook, dacă am înțeles bine și... În momentul de față, temperaturile nu ne permit să intervenim în acea zonă pentru efectuarea de reparații. Imediat ce vom avea temperaturi propice pentru acest lucru, vom interveni să efectuăm reparații, dar doar reparații curente, nu capitale. Da. Cui aparțin acele trepte? Da, celui de la standuri? Treptele, în mod normal, ar trebui să aparțină administrației publice locale. Partea din față trebuie să vedem cum au fost înscrise în cartea funcțională. Mulțumesc. Și o ultimă întrebare și vă las. Ni se scrie, eu stau cu Facebook-ul pornit în momentul ăsta, acolo ne desfășurăm activitatea, sunt cetățeni din cartierul Irta care se plâng, sau în fine atrag atenția, că nu s-a intervenit deloc. Dumneavoastră spuneți că se continuă acțiunea de împrăștire a materialelor pe străzile principale din municipiu. Pe celelalte nu au nevoie. În momentul se circulă în condiții bune. Păi oamenii spun că nu se poate ieși cu mașina dintre blocuri. De nu am primit o astfel de informație, vă rog să-mi dați exact adresa unde este vorba și voi trimite pe cineva la fața locului. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru chestiunile astea nu e telefonul de urgență la poliția locală? Da, da. Probabil au fost persoane care au comunicat și direct cu mine unde au fost probleme punctuale, am înțeles. Târgul pe zăpadă va rămâne și pentru Paști? Nu, vom elibera zona imediat după ce vom termina târgul de Mărțișor, urmând să organizăm târgul de Paște, dar într-o altă. Cam începe. Probabil înainte de Paști. Vom lua în calcul, exact, vom lua în calcul faptul că vorbim și de pasăre caloric pe data de 1 aprilie și e posibil undeva pe la sfârșitul lunii martie să pornim acest lucru. Da, vă mulțumesc!